Doamnelor și domnilor, Carmen Suraianu. Bună! Bună seara! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit! Poftiți, luați loc! Să discutăm despre treaba asta grea. Cum facem noi cu sexul ăsta, că învățăm pe copii toate prostiile, cum zic... Oamenii ăștia, mi se pare genial. De ce credeți că sunt atât de aprinse discuțiile în societate despre asta? Aș spune, în primul rând, e parte din noi, ca și replică la toată agitația sau în contrareplică. Okay. Pe de altă parte, e un subiect tabu în societatea noastră. Și în mare parte nu se înțelege ceea ce include educația sexuală. Un răspuns pe scurt. Adică oamenii când aud să fie doar cuvântul ăsta problema? Adică îi spunem educație sexuală și aici reacționează imediat. Exact. Pe de altă parte, sexualitatea și reproducerea sunt parte a dezvoltării oricărei ființe umane. Și ele sunt acum, adică ele se fac, nu? Adică, de exemplu, partea asta cu reproducerea este în manuale, este inclusiv la manualul de clasa a 7-a, găsim informații despre bolile cu transmitere sexuală, despre toate... Așa este și, într-adevăr, cuvântul sexual pare că incită mai mult părerile pro și contra, găsind că e un subiect tabu pentru societatea noastră. Noi, generațiile noastre, în cea mai mare parte nu au beneficiat de o comunicare, un dialog pe teme de educație pentru sănătate sexuală și reproductivă sau educație sexuală, cum vrem să-i spunem. În termen de claritate și de transparență, educație sexuală e o terminologie onestă, dar în același timp pot să înțeleg că oamenii care au mai puțin de a face cu domeniul nu înțeleg neapărat ce înseamnă. Cu toate că... Adică eu traduc, ca să înțeleagă lumea, eu traduc educație porno. Nu? Cam așa ar veni. Hai să educăm pe copii să facă, adică să le spunem, să îi îndemnăm, să-i ducem acolo. Am văzut o declarație a lui Corlățean, acest nene care s-a născut bătrân și care a zis așa, senator, da? PSD, vă citez între măsurile care trebuie puse în practică la copilașii între 0 și 4 ani. Asta spune domnul Corlățean. La secțiunea sexualitate, citez, zice dânsul, bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp. Da, face referire la un ghid OMS care a fost revizuit în 2018. Practic, ghidurile la nivel internațional nu mai sunt cele care sunt citate în momentul acesta în presă. Sunt revizuite și au un alt conținut. Dar acestea au doar un rol de recomandare sau de orientare. Este un ghid, nu este un manual și nici măcar o programă. Programele sunt dezvoltate la nivelul fiecărei țări în parte de către ministerele de educație în majoritatea țărilor. Ca atare și în România, în 2004, s-a dezvoltat o astfel de programă care se numește Educație pentru Sănătate și care are această componentă de care ați zis și dumneavoastră, Educație pentru Sănătate Reproductivă și Familie. Tematica de aici este una pornind de la informații despre anatomie, igienă, sănătate mentală, sănătatea mediului, activitate și odihnă, prevenirea consumului de substanțe toxice. Deci o serie întreagă de capitole tematice incluse în această programă, 9 la număr, dintre care una este cea de educație pentru sănătate reproductivă și care are de fapt la bază un principiu de bază acela al protejării, al educației, în conceptul de educație pentru sănătate publică. Și de aici un pic și nu disensiunea, dar părerile contrare în ceea ce privește termenul de educație sanitară versus educație pentru sănătate, termenul de educație sanitară presupunând un sens mai restrâns al educației și anume la măsurile de igienă, în timp ce educația pentru sănătate privește sănătatea atât sub latura ei biologică, dar și sub latura cognitivă, emoțională, socială, emoțională, în care subiectul educației este un partener activ, spre deosebire de educația sanitară, în care cel care transmite informația este, să zicem, profesorul sau medicul sau persoana care face aici ajungem educația. La o chestie, pentru că sunt foarte multe... multe dintre semnele de întrebare sau dintre neclaritățile pe care le au părinții, de pildă, că despre asta vorbim, dar și unii politicieni, este, domne, cum va arăta exact chestia asta? Da? Cum? Cuvânt, vrem să știm cum va arăta și asta mi se pare o pretenție deplasată, dat fiind că nu cer manualul de matematică înainte să-l înscrii pe copil la matematică, că există 300 de manuale, da, tot felul, alternative și așa, la fiecare materie. Și apoi oamenii zic, domne, cine va preda chestia asta? Care sunt oamenii care vin să-i spună copilului meu despre aceste lucruri? Și am dat eu un exemplu. Mie, un copil de clasa 7-a, anul ăsta mi-a zis, aici în București, la sectorul 1, profesoara de biologie, la capitolul respectiv cu reproducerea și cu bolile cu transmitere sexuală, profesoara le-a spus că ea are o anumită educație și să citească singur din manual pentru că ea nu poate să vorbească despre așa ceva. Deci mie asta mi s-a părut incredibil că, iată, se discută despre asta, se face, dar cine o face nu e... Revenind la ce m-ați întrebat prima oară, la pretenția părinților de a afla mai multe lucruri despre asta. Nu e chiar imposibil de făcut, nu se poate face în amănunt și dacă stau să mă gândesc și dacă stăm să ne gândim, de multe ori poate vine copilul acasă și ne spune că a învățat într-un fel la matematică și câte bordei, atâtea obiceiuri. Începem să dezbatem, chiar am văzut pe internet la un moment dat dezbateri de genul acesta în care singurul părinte care dădea răspunsul corect la problema de matematică era cel care a fost mazilit, ca să zic așa. Adică i s-a spus, du-te, mai studiază. Părinții au posibilitatea să se uite pe această programă dacă vor să afle mai multe lucruri, ca și prim pas, să vadă ce presupune. Faptul că noțiunile sunt, noțiunile, conceptele, obiectivele sunt în concordanță cu vârsta. Respectiv, la clasele mici se discută despre rolurile în familie, despre diferențele între băieți și fete, diferențele de roluri. Asta la primele clase. La a treia, a patra se discută despre pubertate, despre cum vin eu pe lume. Și dacă ne gândim, și eu sunt părinte, și pe mine m-a întrebat copilul despre lucrurile astea și știm ca părinți că lucrurile astea și întrebările acestea vin de la copii, continuând cu... Și foarte mulți părinți nu răspund. Adică refuză. Sau ocolesc, sau zic, lasă că sau, o să afli tu când o să fii mare, sau astea sunt. De asta, și aici vă întreb, oare nu e mult mai important să îi educăm pe părinți? Este și asta important. Și apropo de recomandările la nivel internațional, ele chiar arată, studiile astea arată că cele mai bune programe de educație sexuală, și țin să menționez că această componentă de educație sexuală și în alte țări este fie integrată într-o materie precum educație pentru sănătate, chiar dacă denumirea ei poate să difere un pic, sau este încadrată în diferite alte materii transcurricular, sau în cadrul biologiei. Sunt diverse moduri de a aborda modul în care, sau programele, sau cum se pune în practică educația sexuală. Sigur, și pe măsură ce înaintează în vârstă, aceste teme abordează aspecte cu care și întrebări pe care copiii și le pun în mod normal. O altă opinie este aceea că foarte mulți dintre copiii cu probleme, mamele adolescente, toți acești copii nu merg la școală. Și atunci, nu mai bine, am auzit tot felul de opinii pe tema asta, nu mai bine îi aducem pe copii înapoi la școală și acolo să educăm, că nu știu ce, că s-ar putea să facem educație sexuală, dar cei vizați de educația sexuală nu sunt la școală. Lucrul ăsta nu o exclude. Da. Eu zic ce opinie am văzut la politicieni. Adică asta era opinia domnului Romașcanu de la PSD. Am înțeles. Pentru ca programele să fie eficiente, programele de sănătate publică până la urmă, pentru că programul de educație sexuală sau de sănătate reproductivă urmărește să răspundă unor probleme de sănătate publică, respectiv numărul de sarcini în rândul minorelor. Și știm că România este printre primele locuri, mă rog, conform ultimului an, 2019, studiat, pe locul al doilea după Bulgaria, că avem o prevalență scăzută a folosirii contracepției, că avem o mortalitate maternă și infantilă cele mai mari din Europa, că cancerul de sân și cancerul de col uterin sunt de asemenea probleme de sănătate publică, în sensul în care, deși cancerul de sân, ca să vă dau un exemplu, este la același nivel ca incidență ca și în alte țări din Europa, nivelul de mortalitate este chiar mai mic decât în alte țări, nivelul de mortalitate este mai mare. Ceea ce arată că din cele 10.000 de femei diagnosticate anual, între 3.000 și 4.000 mor anual, înseamnă că femeile în România se duc și se diagnostichează târziu. Pentru a avea o conștientizare a acestor lucruri, este important să ai acces la aceste informații care se studiază și conform programei despre care v-am vorbit în clasa a 12-a, spre exemplu. Da, asta e o problemă, că foarte mulți dintre acești copii n-ajung la clasa a 12-a. E adevărat, dar există și posibilitatea ca, pe lângă programele din școală, să se deruleze programe de conștientizare la nivelul comunităților defavorizate și nu numai, la nivelul întregii populații. De asemenea, programele de educație sexuală pot să ia în considerare și ore cu părinții. Un exemplu în sensul ăsta este Olanda, care la orele desfășurate pe ciclu primar includ anterior derulării orelor de educație sexuală și ore cu părinții. Poate fi o posibilitate. Iată, avem aici 31,7% dintre mamele minore nu finalizează ciclu primar. Mă rog, nu mai zic despre asta, numărul de cabinete de planificare familială a scăzut la 153 de cabinete în 2016, la 117 în 2020. Da. În stilul ăsta nu o să mai avem niciunul în câțiva ani, nu? Să sperăm că nu, dar într-adevăr, în momentul în care vrei să faci o schimbare, să vezi un impact asupra acestor indicatori despre care v-am vorbit pe termen lung, atunci este important să ai o intervenție la mai multe niveluri. La nivelul educației, la nivelul comunităților celor mai dezavantajate, la nivel de comunicare cu toată populația și la nivel de servicii. Este foarte important ca tinerii care află informații să aibă ulterior și unde să se adreseze pentru aceste servicii. Iar un alt lucru important este accesul la contracepție gratuită pentru grupurile defavorizate, lucru care nu se mai implementează în România din 2012. Deși la nivel de politică ea este reglementată, este inclusă în programul de mamă și copil, dar procedura de achiziție și distribuția de contraceptive nu s-a mai putut realiza datorită unor dificultăți tehnice. Dificultăți tehnice? N-au mai vrut să dea... Asta cu dificultăți tehnice, ce dificultăți tehnice pot fi să nu pot să... Sunt anumite dificultăți, asta nu înseamnă că nu pot fi abordate și rezolvate și este unul din lucrurile care ar contribui la ceea ce spuneți dumneavoastră, că multe mame minore sau o parte dintre ele provin din medii dezavantajate. Da, și faptul că statului nu îi pasă deloc de ce se întâmplă în aceste medii vulnerabile. Că de fapt despre asta e vorba, că dacă statul și-ar face datoria, fără să coste mai mult decât sunt alocările bugetare în acest moment, să ții toate funcțiile alea și toți funcționarii aia care stau și o freacă pe acolo toată ziua și nu fac nimic. Ce opinie aveți despre poziția bisericii? Mă gândesc că biserica ar putea să fie importantă aici, dacă ar fi un pic mai deschisă la minte, că așa cum a fost în problema vaccinării, bine, până la urmă s-a dovedit că, na, cam degeaba, ar putea să fie un sprijin și aici. Dar dinspre biserică vin poziții gen există deja materii în programă despre educația sanitară și sexuală în contextul dezbaterii. Nu știu ce. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. Mi se pare genial această opinie. Da, eu empatizez mai mult cu o fată de 13 ani care ajunge în UPU fără să știe ce îi se întâmplă, află că este însărcinată. Și cu alte mame la 15 ani care spun, sunt la al doilea copil, din experiența noastră de programe recentă, și în care ne spun că dacă ar fi știut de contracepție, atunci ar fi putut să-și urmeze școala și nu ar mai fi ajuns în situația să aibă copii. Deși nu înseamnă că nu-și doresc copii, dar își doresc la un moment dat atunci când sunt pregătite pentru asta. Da, Funeriu a zis o chestie și ăsta la fel, a fost ministru al educației, a zis o chestie săptămâna trecută, pe mine m-a lăsat așa. A zis că, domne, treaba asta cu educația sexuală o să însemne că niște fete nu or să mai fac copii, ce dacă rămân însărcinate și fac copii de minore, că se întâmplă chestia asta de când lumea și o să facă mai puțin copii. Și, adică... Ce? Dacă dorim creșterea numărului de copii, nu înseamnă putem că face asumat, să... adică da, ar trebui și nu bazându-ne pe lipsa de cunoaștere a fetelor care devin mame fără să știe ce li se întâmplă. Revenind înțeleg că până la urmă preoții protestează împotriva orei de educație sexuală pentru că na, într-o oră, până faci preludiu, până dezbraci băiețelul, s-a sunat de ieșire. Da, asta așa, o glumă legată de scandalurile care ies din rândul bisericii. Da, iar eu trebuie să spun că motivația pentru care, scopul pentru care se face educația pentru sănătate, educația sexuală, este pentru a ne proteja și pentru a ne proteja inclusiv copiii. Și eu sunt părinte și sunt preocupată și de ceea ce se întâmplă la nivel de violență în școli, în comunități, și la nivel de ceea ce învață copilul meu, inclusiv în partea aceasta de sănătate sexuală și reproductivă. Scopul pentru care facem lucrul ăsta este tocmai să protejăm copiii, tocmai pentru ca ei, tinerii și pe termen lung, la un moment dat, toată lumea va avea nevoie de această informație și de a aplica această informație pe baza în care nu comunicăm despre asta și preferăm să lăsăm totul în seama familiei, familia care în momentul acesta se confruntă și cu multe alte probleme. Dacă e vorba de mediile dezavantajate, puțin probabil că părinții vor reuși să îi pregătească pentru o viață care la un moment dat poate i-a luat și pe ei prin surprindere. Dacă vorbim de mediile cu un nivel de educație mai mare, deja părinții se află foarte angrenați în carieră, în diverse alte aspecte. Și n-au timp pentru copii, nu? Sau oricum nu discută. Exact, s-a tot discutat. Eu aș merge mai departe, că mi se pare foarte simplificată discuția la nivelul societății. Bă, de ce facem asta, cum, în ce fel, vorbim, nu vorbim, da, e un subiect tabu, dar eu aș merge un pic mai departe. Cred că pentru dezvoltarea noastră ca nație avem nevoie și să scăpăm de misoginismul ăsta incredibil cu care privește toată lumea, adică femei și bărbați deopotrivă, am constatat, mai ales citind reacțiile după această discuție publică. Deci misoginismul ăsta care ne caracterizează pe toți când vine vorba despre sex, adică doar viziunea bărbatului despre ce înseamnă sexul este în absolut toată societatea. Și nu numai la noi. Aici nu e o chestie doar la noi. Dar dacă noi nu aflăm de când suntem, ok, noi ne-am dus deja, dar copiii ăștia, dacă nu află că de fapt sexul nu e ce văd pe site-urile porno, sau chiar dacă e ca acolo, trebuie să înveți anumite lucruri despre ce înseamnă exact organ sexual și organ, unde se produce plăcerea, cum, în ce fel, cum stau lucrurile la bărbat și cum stau lucrurile la femeie, pentru că sunt diferite total și lucrurile astea nu se învață. Nu le știe nimeni. Doar dacă ajungi probabil la medicină să faci specializarea asta, înțelegi lucrurile și rămânem așa handicapați din punctul ăsta de vedere. Așa este. Revin la comunicare. Pe de o parte, comunicarea dintre generații, copii, părinți, chiar bunici. Pe de altă parte, este comunicarea între parteneri. Și chiar mi-ați adus aminte de un exemplu recent în care una dintre fetele care au participat la o activitate ne-au spus că le-a plăcut tocmai faptul că am avut un dialog și că au participat și fete și băieți. Era o discuție despre igienă, dar ăsta a fost un lucru care lor le-a plăcut, faptul că ei au învățat și despre unii și despre ceilalți și s-au simțit bine și împuterniciți. Da, sunt multe aspecte legate și de faptul că știm că foarte mulți copii, chiar sub vârsta de 10 ani, așa cum am văzut un studiu recent al... De fapt, nu chiar recent, un pic mai vechi, al celor de la Bitdefender, care spuneau că 1 din 10 copii au vârste sub... Nu, 1 din 10 utilizatori au vârsta sub 10 ani. 1 din 10 are. 1 din 10 are, da. 1 din 10 are sub vârsta de 10 ani pe conținut pornografic. Iată. Da, și atunci percepțiile acestea sunt deformate în ceea ce privește sexualitatea în raport cu viața reală și în raport cu o relație bazată pe respect și pe comunicare între parteneri. Da. Nu mai vorbim despre consimțământ, despre ce înseamnă toate aceste lucruri care sunt extraordinar de importante, nu... Da. Haideți să vorbim un pic despre aplicația Maira. Da, pentru că, într-adevăr, în aplicație o temă foarte importantă este aceasta a consimțământului și a comunicării. Deci, dragi copii, până să hotărăsc ăștia cu ce fac ei, cum fac nu știu ce, asta este aplicația Maira, de unde puteți afla răspunsuri la toate aceste întrebări pe persoană fizică, să zic așa. Stați voi cu aplicația, citiți, nu? Sunt toate întrebările. Iată, da. Nu e momentul să am un copil, despre relațiile mele și starea de bine, vreau să am un copil, cred că este însărcinată, nașterea, eu și copilul nou născut, corpul, igiena, sexul, astea sunt capitole, nu? Da. Și... aplicația se găsește pe Google Play și App Store. Da. Știu că am vrut să vorbim despre anul trecut, dar Google a oprit un pic. Da, pentru că solicitarea pe care o aveam noi către Google era de a o încadra pe grila de rating de 16+, dar, mă rog, procedurile lor presupun să bifeze anumite lucruri și atunci au încadrat-o necorespunzător. Prin urmare, după ce am reglat acest lucru, ea a fost reurcată pe... Iată, tipuri de relații, partener stabil, adică se explică toate lucrurile astea. Trebuie să facem precizarea că aplicația se adresează celor peste 15 ani, să nu se găsească vreun bou să zică ce învățați copiii la grădiniță. Da. Așa. Și pe de o parte tinerilor, asta nu înseamnă că e exclusiv, oricând, la orice vârstă, aplicația poate să furnizeze informații utile pentru că ea pornește dintr-o etapă în care te regăsești poate axat pe carieră sau pe alte lucruri și nu-ți dorești copii și atunci ai posibilitatea să găsești în capitolul... Ce-ați trecut așa repede de... Nu este momentul să am un copil... Poți găsi toate metodele contraceptive, unde se găsesc, care este gradul lor de siguranță, eficiența, orientativ care este prețul. Mai târziu, dacă te hotărăști să ai un copil, ce lucruri trebuie să ai în vedere de bază, pentru că aplicația și-a propus să dea niște informații pe scurt, nu exclude, bineînțeles, consultarea specialistului. Și, așa, cine vine, uite, văd acolo mai multe informații și contacte. Pot lua legătura cu cineva? Aici mai avem de lucru la partea asta. Deocamdată include contacte pe cabinetele de planificare din locațiile în care noi derulăm în momentul acesta activități. Sunt informații despre unde poți suna, unde poți găsi mai multe informații, un link direct către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse în cazul în care ai fost victima unui abuz și câteva informații despre ce trebuie să faci. Din comunitate chiar am primit un feedback foarte pozitiv pe tema asta. Chiar și profesioniștii au considerat că e util să aibă la îndemână lucrurile acestea când se confruntă cu un caz de abuz. Da, cam astea sunt, totul e public, fără cine accesează, nu trebuie să dea nimic. E o aplicație gratuită. Da? Da. Și tot conținutul este gratuit. Absolut, totul e gratuit. Da. Nu, că ne gândeam inclusiv, bă, uite, merge făcut un curs cu totul, care să fie în cât mai multe locuri, complet gratuit, astfel încât copiii că până să mișcă ăștia cu școala, durează foarte mult. Adică eu nu o văd. Da. Și aici cumva îi înțeleg, nu-s de acord cu ei, dar îi înțeleg pe politicieni, pentru că mă uitam pe toate opiniile, politicienii nu fac decât să avem planuri doar din 4 în 4 ani, deși politicienii noștri sunt, adică, nu știu, unul ca Orban, de pildă, care e șomerul SRL, n-a fost angajat niciodată în viața lui și de 30 de ani stă în politică, el ar fi putut în 90, dacă era băiat deștept, să-și facă un plan pe 30 de ani. Și ar fi ieșit altfel, adică și-ar fi putut asuma poziții ceva mai curajoase. Din păcate, când vine vorba de astfel de subiecte foarte sensibile în societate, politicienii nu au curaj, pentru că e mandatul lor în joc, nu au curaj să aibă poziții contrare majorității sau poziții care... Și am văzut și cu familia tradițională și cu tot. Familia tradițională, iată, n-a trecut mizeria aia. Asta a arătat, îmbucurător în opinia mea, că societatea e mult mai avansată decât crede politicianul român, la minte, mai destupată, mai ok. Așa și aici, societatea e undeva mult mai sus decât crede politicianul român, care rămâne însă în zona asta, bă, ce cred cei mai mulți oameni? Sunt religioși, sunt nu știu ce, să n-audă de asta cu sexul, e subiect tabu în societate, ok, o ținem și noi așa. Și am văzut ce s-a întâmplat zilele trecute în Parlament, unde chiar Florin Câțu, care s-a declarat supărat pentru ce s-a întâmplat în Senat, apare printre cei care au votat respingerea proiectului retrimis spre discutare de președintele Claus Iohannis. Adică, incredibil. Da, nu există nicio dovadă că a nu vrea să faci educație sexuală este alegerea majorității. Nu, ei așa cred. Lucrăm cu percepții în societate. Mai ales politician. Lucrează cu o percepție. Bă, percepția publică e că e un subiect tabu. E un subiect tabu, hai să fiu Elveția. Da. Domne, ne trebuie, dar nici chiar așa, hai să nu... Ia să vedem, hai să avem grijă, ați văzut poziția. Domne, stați puțin că e un subiect, haideți să avem grijă, să păstrăm totuși un echilibru. Ce echilibru? Da, dacă e să ne raportăm la studiul barometru de gen, acolo am văzut că 3/4 au fost pentru accesul tinerilor și pentru introducerea educației sexuale. Doamnă, noi am scos studiile de gen din universități. Nu le-am scos. Nu le-am scos. Am fost acolo. Adică... A fost cât pe ce. Da, am fost acolo. Adică intenția asta manifestată atât de... Starea nației este încă una bună. Da, nu, eu nu sunt... Ok, da, accept mesajul ăsta optimist, așa, dar nu mi se pare. Pentru că toate aceste încercări duc într-o zonă foarte... încercări de dezeducare, le-aș spune. Deci sunt da. Niște încercări, bă, hai să ținem poporul cât de prost putem, cu putință, pentru că asta înseamnă forță de lucru ieftină, înseamnă voturi date în necunoștință de cauză și astea sunt lucrurile care se caută, din păcate. Fiecare an de studiu în plus înseamnă un 10% în plus la venit, fiecare an în plus de studiu înseamnă educație și conștientizare, inclusiv din punctul ăsta de vedere, și atunci evident că nu vom mai avea atâtea mame minore, atâtea cazuri de cancer de coluterin, atâtea și atâtea probleme, dar iată că totuși educația nu se face, nu e dorită. Mai devreme sau mai târziu, problema este de acest mai târziu, care pare că e din ce în ce mai târziu, se tot amână. Asta este ceea ce este cu adevărat supărător și faptul că discuția rămâne blocată în dacă, în loc de cum. M-ați întrebat la un moment dat despre ce profesori, ce... Da, e de lucru de pregătit profesorii, dar... Asta nu înseamnă că nu trebuie să fie. Ne putem uita, avem avantajul că sunt multe alte țări care ne-au luat-o înainte și care deja au studiat aspectele astea. Spre exemplu, în Olanda, care a introdus educația sexuală obligatorie în 2012 și au pornit cu un studiu, ei deja constataseră că tinerii și-au informat din școală, undeva la 80% și ceva deja. Asta pentru că ei, de fapt, făceau toate aceste lucruri încă din anii 70. Mm-hmm. Asta e harta cu țările unde este educație sexuală cu roșu, nu? Și cu albastru unde nu este. Că nu mă surprinde că Italia nu e acolo, că ea stau până la 38 de ani cu părinții acasă. Acolo nu este obligatorie. Oricum, și măsura în care ea este obligatorie diferă de la stat la stat. Sunt 11 state care au educație sexuală obligatorie, ca să zic așa, curată, în timp ce, spre exemplu, Anglia are educație sexuală obligatorie introdusă recent, dar nu și în școlile private. Deci există niște diferențe, dar dincolo de asta, care sunt de fapt până la urmă niște nuanțe, de fapt aceste state au deja o experiență și putem vedea și cum au făcut alții. Apropo de cine să facă. Sunt, cred că, între 2 sau 4 state care predau sau învață profesorii la nivelul universităților, deci au programe universitare de pregătire. În rest, pregătirea se face la nivelul pregătirii după ce au intrat în sistem. În privința profesorilor. Da. Se fac niște sesiuni de training, probabil specializări, cursuri. Da, ceea ce este important de făcut, pentru că rolul profesorului în ceea ce privește educația pentru sănătate, educația sexuală, este aceea de facilitator. Adică trebuie să aibă niște abilități tocmai să poată gestiona diferențele de opinii, lucrurile discutate pro și contra, astfel încât procesul să fie unul mai eutic, ca să-i spun, sau cum să-i spun. Da, ideea e că noi n-avem nici acei consilieri școlari care ar trebui să existe în școli și există o rețea, dar nu este suficientă. Noi lucrăm cu consilierii școlari. Am lucrat și pe crearea unei legături între consilierul școlar și medicul școlar, astfel încât subiectele pe care consilierul școlar le stăpânește mai bine, cum sunt cele de inteligență emoțională, dezvoltare personală, roluri și așa mai departe, să poată aduce în echipă și să poată aborda subiectele care țin de anatomie, igienă și așa mai departe în echipă cu un medic. Lucrul ăsta se practică și în alte părți. O echipă interdisciplinară sau multidisciplinară în abordarea tematicii. Bun. Noi încheiem fiecare dialog cu un cadou și este o carte pe care eu am recomandat-o la podcast, Deschideți mintea, Sursa se numește. Perfect. Mulțumesc tare mult. Sigur va fi pe placul meu. Am și eu ceva pentru dumneavoastră. Așa. Ceva din... Jocuri! Da, din activitatea noastră. Au fost create de tineri. Noi avem voluntari tineri care împreună cu colega mea coordonator au lucrat la cum ar trebui să arate o discuție și ce ar trebui să folosim ca discuția să fie mai interesantă. Ce cred ceilalți, ce cred eu. Da. Și ăsta e un joc în care... sunt două modalități. Fie folosești pioni și pe tabla de joc, când ajungi, acestea sunt personajele, bunica, bunicul, fratele, sora, un extraterestru, un robot, chiar mai multe personaje decât sunt aici pe... Așa. Primești o întrebare și la acea întrebare trebuie să te pui în locul acelui personaj. Ce-ar spune bunica despre... Cutare chestie. Da. Ce-ar spune extraterestru despre... Ok. Exact. Și ăsta? Și acesta este adevărat sau fals, în care sunt o serie de tematici marcate ele cumva pe culori. Și poți să îl joci fie static, fie dinamic. Static primești un set de cartonașe, cu adevărat fals sau nu știu, în care cineva trage o întrebare, o citește cu glas tare și toată lumea afișează răspunsul. Atunci are loc o dezbatere și cei care spun că e adevărat încearcă să spună de ce și să-i convingă pe cei indeciși să meargă către și la fel cei care au spus că e fals. De jucat. Gata. Da. Joc și eu acasă să termine cu examenele astea și gata. Ne jucăm. Bine. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu. Să rămână. Să avem pardon. Am avut și ghinion. Ereditar. Avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii.